Alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău. Sute de pasageri au rămas blocați în aerogară pentru ore la rând după ce un necunoscut ar fi anunțat că aceasta ar fi minată. Anunțul a parvenit în jurul orei 15, iar la fața locului au intervenit toate serviciile de urgență. Personalul aeroportului și pasagerii au fost evacuați, iar procesul de înregistrare a fost întrerupt. La oameni le-au dus apă. Stă lumea rând după apă, căldură 35 de grade și am înțeles că o să mai stăm. Și asta după ce am trecut vama și după ce am controlat. Am fost controlați tot. După o serie de verificări minuțioase, alerta s-a dovedit a fi una falsă. Deocamdată nu se știe cine este autorul apelului, pe caz fiind inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.